Eu am să dau știrii traducerii în limba română a mesajului președintelui Partidului Popular European, Wilfred Martens. Dragi prieteni din Moldova, dragi membri ai Partidului Popular Creștin-Democrat, aș dori să vă felicit cu prilejul Congresului Partidului, precum și pentru decizia înțeleaptă de a reforma și moderniza partidul dumneavoastră. În timpul de criză este crucial de a reforma partidul și de a privi spre noi perspective. Sunt sigur că inițiativa domnului Iurii Roșca de a se retrage și a transmite puterea tinerilor este un pas foarte serios și necesar. Aș vrea să mulțumesc generației fondatorilor PPCD pentru promovarea acestei reforme fundamentale. Ultimile campanii electorale n-au fost atât de reușite pentru dumneavoastră, dar dacă vreți să supraviețuiți ca partid, este fundamental pentru voi să trageți concluzii juste și să faceți schimbările necesare pentru a atrage noi votanți. Este crucial să manifestați solidaritate internă și cooperare între generații în interiorul partidului vostru. Am fost informat că noua echipă de tineri, de lideri, va fi condusă de domnul Victor Ciobanu în calitate de președinte și de domnul Dinu Surcanu în calitate de secretar general. Ambii sunt cunoscuți și apreciați în familia noastră politică. Alături de alți tineri reprezentanți ai Partidului Popular Creștin-Democrat, ei au fost instruiți de Institutul Robert Schuman. Au participat în cadrul programelor fundațiilor creștin-democrate și au fost în calitate de stagiari la Parlamentul European. Dragi prieteni, știu că PPCD parcurge o perioadă foarte dificilă și în calitatea mea de președinte al PPE doresc să-mi exprim solidaritatea cu creștin-democrații din Moldova și să vă asigur că familia noastră politică sprijină eforturile dumneavoastră și ale țării dumneavoastră de a se moderniza și a promova reforme fundamentale. În cadrul recentelor mele vizite în Moldova, am declarat că viitorul Moldovei este în Europa. Aș dori să vă rog partidul dumneavoastră să coopereze cu PLDM-ul primului ministru Filat. Ca partid, îi puteți întinde mâna PLDM-ului, fără a vă pierde propria identitate creștin-democrată, într-o realizarea unui viitor european și în interesul Moldovei. Vă doresc mult succes în acest nou început al partidului dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să binecuvânteze Republica Moldova. Stimați delegații, în mapa Congresului veți găsi și proiectele de rezoluții care reflectă poziția Partidului Popular Creștin-Democrat pe teme politice și economice de interes major pentru Republica Moldova. Vă rugăm să transmiteți pe parcursul lucrărilor Congresului propunerile dumneavoastră de redactare sau completare a rezoluțiilor în cauză Comisiei de Redactare pe care o vom alege în continuare. Pentru bună organizare a lucrărilor Congresului trebuie să alegem Comisia de Redactare, Secretariatul și Comisia de Validare. Biroul Permanent vine în fața dumneavoastră cu următoarele propuneri. Pentru Comisia de Redactare, domnul Constantin Ioniță, președinte al filialei Strășeni, vicepreședinte de Raion. Domnișoara Natalia Procop, filiala Chișinău, Botanica. Domnișoara Maria Andronache, filiala Ungheni. Trebuie să supunem votul la aceste candidaturi și vă rog să vă dați cine este pentru ca aceste candidaturi să facă parte din Comisia de Redactare a Congresului. Cine este pentru? Votăm cu mandatul. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Vă mulțumesc. Am să dau Comisia de Redactare să ocupe locurile în stânga noastră. Pentru Secretariatul Congresului, domnul Nicolae Mândru, președinte al filialei Șoldănești, consilier raional. Domnul Andrei Șeremet, filiala Chișinău, centru. Domnișoara Ana Cibotaru, filiala Dondușei. Supunem votului acestui candidat. Cine este pentru? Cine este împotrivă?
Cine s-a abținut? Vă mulțumesc. Secretariatul Congresului va ocupa masa din partea dreapta noastră, una din ele. Și pentru Comisia de Validare, domnul Vasile Năstase, filiala Chișinău-Ciocana, domnul Denis Bortnic, filiala Anenii Noi, domnișoara Tatiana Decuseară, filiala Chișinău-Botanica. Vă rog să punem votul lui. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? S-au obținut? Mulțumesc. Îi rugăm pe cei aleși de congres în Comisia de Validare să ocupe locurile din partea dreaptă și Comisia de Redactare lipsește o persoană, vă rog. Pentru adevărat lucrările congresului, da, vă rog, cine aveți în notele congresului rezoluțiile pregătite de către proiectele de rezoluții, toate redactările și completările le trimiteți la Comisia de Redactare, astfel ca atunci când vom pune la vot rezoluțiile să avem și propunerile sau completările dumneavoastră. Pentru a adevăra lucrările congresului, trebuie să aprobăm și ordinea de zi. Biroul Permanent, Consiliul Național al Partidului, propune următoarea ordine de zi. Raportul președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat. 2. Raportul Comisiei de Cenzor. 3. Dezbateri pe marginea celor două rapoarte. Apoi, adoptarea rezoluțiilor. Alegerea organelor de conducere ale Partidului Popular Creștin-Democrat și alegerea Comisiei de Cenzor a PPCD. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu sunt, atunci supunem votului proiectul ordinii de zi a congresului nostru. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Vă mulțumim. Trebuie să aprobăm și regulamentul desfășurării lucrărilor congresului. Propunem următorul regulament. Deci pentru raportul președintelui în jur de 20 de minute, raportul Comisiei de Cenzor 5 minute, luat de cuvânt pe marginea rapoartelor 3-5 minute. Am planificat ca până la orele 1 și un sfert să încheiem lucrările Congresului 13 al PPCD. Vă rog, cine este pentru acest... trebuie să aprobăm acest regulament. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este contra? Împotrivă? S-a obținut? Mulțumesc. Stimați delegați, pentru prezentarea raportului de bază, îl invităm la tribuna congresului nostru pe domnul Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat. Mulțumesc. Bună ziua încă o dată tuturora. Mulțumesc pentru prezența masivă la forul nostru suprem. Îi rog pe cei care au venit puțin mai târziu să-și caute locuri pe scaune, mai sunt câteva locuri. Dragi prieteni, iubiții mei, suntem cel mai vechi partid democratic din țară. La 3 iunie vom împlini 23 de ani. Am parcurs o cale grea, dar și frumoasă. Am fost și am rămas luptători pentru libertate. Am cunoscut și bucuria victoriilor și amărăciunea înfrângerilor. Dar niciodată nu am disperat, nici nu am abandonat lupta. Am fost aclamați de mulțimi, dar și huiduiți de neprieteni. Dar nu am amețit atunci când am fost aplaudați, nici nu am plâns atunci când am fost huliți. Ne-am angajat de bună voie pentru toată viața în servirea interesului național și a binelui comun. Am obținut independența țării și drepturi fundamentale.
am elaborat și promovat reforme politice și economice. Am pledat întotdeauna pentru un stat de drept, pentru dreptate și pentru adevăr. Dragostea noastră pentru oamenii țării noastre este motivația supremă a acțiunii noastre politice. Am făcut în permanență tot ce ne-a stat în putere pentru a face viața oamenilor mai bună și mai plină de bucurii. Nu întotdeauna am fost înțeleși și susținuți. Reformele democratice, perfecționarea Constituției, reconstrucția instituțiilor statului de drept, refacerea economiei naționale au constituit mereu priorități majore pentru noi. Am înregistrat și câteva eșecuri electorale dureroase. Au câștigat cei care au acumulat resurse bănești uriașe pe căi murdare. Iar după ce au câștigat, ei nu știu cum să dispună de puterea care a ajuns în mâinile lor. Guvernanții de după 2009 s-au împântat în ciolanul puterii și sfâșie bunurile țării ca pe o pragă. Criza politică și constituțională are o singură cauză. Dorința de a controla puterea pentru a face bani din poziția de demnitate. Războiul politic între pretinși democrați și comuniști nu este pentru funcția de președinte a Republicii. Ei se bat pentru a controla toată puterea în beneficiul personal și de grup. Dezastrul economic este din ce în ce mai profund. Suferința oamenilor a ajuns la limită. Prețurile cresc, șomajul crește, migrația peste hotare a tinerilor noștri crește și ea. Iar între timp, cresc și averile noilor parveniți, care se complac în postura de demnitari și ne vorbesc sfărăitor despre integrarea europeană. Partidul Popular Creștin Democrat știe cum să rezolve și criza constituțională și criza economică. Am formulat în permanență soluții concrete pentru probleme concrete. Dar nu am fost auziți. Puterea de azi este autosuficientă și nu se aude decât pe sine. Corul guvernanților este însă din ce în ce mai cacofonic. Lumea începe să înțeleagă tot mai bine că a fost înșelată. Oamenii se trezesc din rătăciri și iluzii și vor dreptate și salarii decente de la cei care îi conduc. Numărătoarea inversă a și început. În scurt timp, PPCD va demonstra cetățenilor că merită toată susținerea. Dragi colegi, astăzi urmează să realizăm o reformă majoră în partidul nostru. Vom promova în fruntea PPCD o echipă de tineri străluciți pe care i-am pregătit de-a lungul a două decenii. Noi, cei care am creat partidul nostru acum peste 20 de ani, i-am ridicat pe brațele noastre pe acești tineri la statura de adevărați luptători politici. Dragii mei frați de luptă și de suferință, cei cu care am mers întotdeauna umăr la umăr, vă sunt profund recunoscător pentru dragostea și respectul pe care mi l-ați purtat în toți acești ani. Știți bine că am fost și eu întotdeauna alături de voi. Vă mulțumesc din toată inima pentru înțelepciunea pe care ați arătat-o și m-ați susținut în realizarea acestei reforme. Tinerii pe care îi scoatem azi în față vor fortifica cu noi puteri partidul nostru. Iar noi,
generația fondatorilor partidului, nu ieșim din luptă. Dimpotrivă, împreună cu tinerii noștri vom manifesta o solidaritate exemplară între generații. Stimați prieteni, astăzi eu îmi voi depune mandatul de președinte al partidului. Dar nu este în luptă. Eu rămân în echipă. Eu voi munci la fel de mult pentru reușita noastră, așa cum am făcut-o întotdeauna. Nu am obosit, nu m-am clătinat, nu mă dau la o parte. Eu rămân cu voi pentru toată viața. Lupta continuă. Doamne ajută! Conform prevederilor statutului, trebuie să ascultăm și raportul Comisiei de Cenzuri. Acest raport va fi prezentat de colega noastră, Tatiana de Cuseară. Tatiana, poftim. Partidului Popular Creștin Democrat la data de 31 decembrie 2010. Stimați delegați, Comisia de Cenzuri a Partidului Popular Creștin Democrat, din care fac parte Alexa Iacob, Rabei Sergiu, Ciobana Ioana, a procedat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și atribuțiile ce revin la verificare și certificarea bilanțului contabil la data de 31 decembrie 2010. Operațiunile economice s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă, având la bază documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în bilanțurile de verificare lunară. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzuri nu a găsit neconcordanță între evidența analitică și sintetică. PPCD nu desfășoară activități economice. Cheltuielile partidului pe parcursul anului 2010 au constituit 1.200.030 lei. Veniturile înregistrate în conturile partidului provin din cotizații de membru și donații. Plățile și plasamentele au loc prin conturile deschise la